În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioare era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, Nu te teme, Marie, că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalte te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, Rudenia ta, Zămitil și-a un fiu la bătrânețe și ea care este, se zicea stearpă este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după, după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă invit să ocupați lucrurile. <coughs> Frații și surori, fiecare dintre noi ne dorim și vrem să trăim o viață liniștită. Și atunci când asta nu se întâmplă în dreptul nostru, ne uităm în dreapta și în stânga și poate că vedem pe unii despre care ne se pare că duc o viață liniștită și s-ar putea să invidiem Știți, psalmistul Asaf se uita la oameni în jurul lui și ziceau, zicea el că sunt oameni pe care nimic nu-i tulbură până la moarte. E o impresie. Ce înseamnă pentru noi să trăim o viață liniștită? Să fim sănătoși, să ne meargă bine, să nu ne facă oamenii probleme, să nu întâmpinăm situații complicate în viață, Dragii mei, vreau să vă întreb, se întâmplă des lucrul acesta să n-ai probleme în viață? Ca să zici, pot să trăiesc o viață liniștită. Sau foarte adesea se întâmplă lucruri din jurul nostru, din viața noastră, împrejurări prin care trecem, să ne tulbure existența. Știți că am văzut oameni care s-au tulburat foarte tare din cauza unor vorbe care le-au fost spuse. Ați văzut oameni de felul acesta? Sau oameni care s-au tulburat pentru că n-au fost băgați în seamă. Cred că v-am mai spus în locul acesta că am auzit odată un frate că s-a dus la nu știu ce biserică și era tare supărat că nu l-a băgat nimeni în seamă în biserica aceea. Sau alții se tulbură pentru că nu se ține cont de cuvântul lor. Știți ce tare, ce tare s-a supărat uh, Ahitofel în Vechiul Testament? Pentru că nu s-a ținut cont de cuvântul lui. S-a dus și s-a spânzurat. Așa tare s-a tulburat. Alții se tulbură din cauza unui diagnostic. Mai ales în vremea aceasta când suntem în pandemie, când uh, virusul ăsta poate să infecteze pe oricine. Uh, când auzi a ieșit pozitiv, s-ar putea să te tulburi. Alții s-ar putea tulbura din alte motive. Dar nu o să vă întreb, dragii mei, v-ați gândit vreodată că s-ar putea ca Dumnezeu să ne tulbure viața, să ne tulbure existența? V-ați gândit la asta? Nu sunt oameni, nu sunt prejurări, nu sunt falimente în viață, Dumnezeu din cer s-ar putea să vină să ne tulbure existența. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în această dimineață am citit despre o tânără, poate adolescentă, adolescența târzie, poate ceva mai înaintată în vârstă decât adolescența mai târzie, despre care spuneți cuvântul lui Dumnezeu că s-a tulburat. Și vreau să vă întreb, din ce cauză s-a tulburat? Nu era cumva Dumnezeu pe acolo când ființa asta s-a tulburat? Nu din cauza intervenției lui Dumnezeu. Acest s A ce s-a întâmplat din perspectiva lui Dumnezeu, ființa s-a tulburat. Tulburată de aceste cuvinte, spune Sfânta Scriptură. Vi s-a întâmplat vreodată să vă tulbure Dumnezeu? Sau n-ați depistat locul acesta? N-ați sesizat? N-ați putut să vedeți? Aici e Dumnezeu. E deci, despre asta vreau să predic în această dimineață, când Dumnezeu ne tulbură Existența. E bine, e rău? Ce ziceți? Ați vrea, n-ați vrea? Dar Dumnezeu din cer poate alege un moment, o vreme, o perioadă de timp, când să vină să ne tulbură Existența. Când Dumnezeu ne tulbură Existența, frații mei, ce s-ar putea întâmpla? Sau cum ar putea veni Dumnezeu să ne tulbure existența? Ce se întâmplă când Dumnezeu ne tulbură existența? Dragii mei, când Dumnezeu ne tulbură existența, uneori vine la noi într-un mod care nu poate trece neobservat. N-ai cum să nu-l bagi în seamă. Cum a venit Dumnezeu la, la, la Maria de s-a tulburat așa de tare? Să și surori. Printr-un înger, nu? A trimis Dumnezeu un înger. Cum a venit Dumnezeu la Moise? Zice Biblia că s-a temut Moise în momentele acelea. S-a tulburat dacă vreți. Cum a venit Dumnezeu la Moise? Cum a venit Dumnezeu la împăratul Belșațar? Așa de tare s-a tulburat, spune Sfânta Scriptură, că ei se băteau genunchii de altă. Cum a venit Dumnezeu la el? Răzvânta Scriptură că în timp ce petrecea, ce era la ospăți, Omul a început să scrie pe zid niște cuvinte pe care nu le-a înțeles. S-a tulburat. Sau faraonul în Vechiul Testament s-a tulburat pentru că a visat, a avut un vis. Șapte vaci grase, șapte vaci slabe, cele slabe le-au mâncat pe cele grase, șapte spice pline, șapte spice goale, cele goale le-au mâncat pe cele pline și tare s-a tulburat. Maria s-a tulburat pentru că a venit un înger și a venit un cuvânt de la Dumnezeu din cer. Frați și surori, s-ar putea să ziceți careva dintre noi, a, la noi n-a venit înger, la noi n-a s-a prins un rug, la noi n-a scris o mână pe perete, ce să ne tulbure, cum să ne tulbure Dumnezeu? Știți că un cuvânt rostit de Dumnezeu într-un anume fel poate să ne tulbure existența noastră, știți asta? Să ne pură pe gânduri. Dragii deci, mei, când Dumnezeu vine la noi într-un mod care nu poate trece neobservat. Aflăm că suntem în atenția cerului și vă întreb care din locul acesta n-ați vrea să fiți în atenția cerului sau să descoperiți că sunteți în atenția cerului. Noi știm care e originea noastră, știm că suntem din pământ. Ne-a plămădit Dumnezeu din țărână. A pus suflare de viață în noi. Dar, dragii mei, ați avut vreodată înaintea lui Dumnezeu întrebarea asta? Dumnezeule, te mai interesezi de mine? Dumnezeule, mai ești atent la viața mea, la existența mea? Îți mai pasă de mine, Dumnezeule? Maria într-o zi a aflat că este în atenția lui Dumnezeu. Și, dragii mei, atunci când suntem în atenția lui Dumnezeu, Dumnezeu trimite cumva pe cineva la noi. Trimite Cuvântul spre noi. Dumnezeu ne aduce un mesaj din cer. Și, frații mei, ori de câte ori Dumnezeu ne aduce un mesaj din cer, mesajul lui Dumnezeu, chiar dacă nu vine un înger, mesajul lui Dumnezeu ar trebui să ne răscolească ființa, să ne tulbur existența. Vreau să vă întreb, se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu din cer când vine să vorbească, Dumnezeu din cer descoperă care este voința Lui. Și voința Lui trebuie să devină suverană pentru noi. Frați și surori, se întâmplă lucrul acesta în viața noastră, în existența noastră? Sau stăm bine mersi pe băncile noastre? În liniștea noastră nepăsătoare, cum zice Biblia despre cineva în Vechiul Testament? Poate Dumnezeu să vorbească, poate Dumnezeu să vină. Poate Dumnezeu să se să, să intereseze de noi, că noi nu ne interesăm de Dumnezeu. Deci, De ce să vină Dumnezeu să ne tulbure existența noastră altfel, într-un moned dorit și să nu acceptăm să vină Dumnezeu să ne tulbure existența noastră vorbindu-ne, chemându-ne, provocându-ne la pocăință spunându-ne Dumnezeu să ieșim din starea în care suntem și să ne îndreptăm cu preocupările noastre spre Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu vine la noi, ne găsește acolo unde suntem noi. Pe Maria găsit o acasă, pe Moise la turmă. Pe Daniel a găsit odată în timp ce se ruga. A venit iute în zbor omul Gavril. Îngerul Gavril. Altată l-a găsit undeva lângă un râu Ne găsește unde suntem Dar ne spune Dumnezeu atunci când vine la noi Ne spune Dumnezeu din cer Că suntem în atenția cerului Și că Dumnezeu are așteptări de la noi Ce facem noi atunci când vine Dumnezeu la noi? Deci în al doilea rând Când Dumnezeu vine să ne tulbure existența s-ar putea să ne ceară lucruri care nu pot fi înțelese de mintea noastră. Vreau să vă întreb, ce a cerut Dumnezeu Mariei? Ce a cerut Mariei? Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și avea să nască un copil. Vreau să vă întreb, a priceput Maria lucrul acesta? Dumnezeu ne-a înzestrat cu curațiune, cu minte, cu această capacitate de a înțelege lucrurile. De a face tot felul de, de raționamente, de a pricepe, de a pricepe sensul. Dar știți că mintea noastră e limitată, nu înțelege totul, nu cuprinde totul, nu prinde toate sensurile. De aceea sunt întrebări pe care oamenii din Biblie le-au pus lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca dumneavoastră să fi, pus, să fi pus întrebări lui Dumnezeu. A zis Maria, cum se va face lucrul acesta? Îmi cer ceva ce nu înțeleg. S-a dus Dumnezeu, tot așa, printr-un printr mesager la... Sau i-a vorbit Dumnezeu lui Avram într-o altă circunstanță și a zis Avram, eu sunt Dumnezeul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și a zis Avram către Dumnezeu, Dumnezeule, zici așa, dar ce-mi vei da că mor fără fi și lezer din Damasc va fi moștenitorul meu? Ce-mi vei da, Dumnezeule? Că nu pricep ce poți să mă dai la vârsta asta. Sau când Dumnezeu s-a dus la, la Gedeon și l-a găsit, găsit acolo bătând greul în teasc și a zis uh, cu puterea pe care o și îi zbăvește pe Israel, a zis Gedeon, cu ce să îi zbăvesc pe Israel? Cu ce? Că îmi cer ceva ce mintea mea nu poate să priceapă. Cu ce să îi zbăvesc pe Israel? Că familia mea e cea mai însemnătă, Manase, că sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Cu ce? Cum se va face lucrul acesta? Deci, atunci când mintea noastră nu pricepe, nu știu dacă noastră ați avut momente din acestea, când să nu înțelegeți niște lucruri și să vă tulburați pentru că nu înțelegeți. Eu cu asta am o mare problemă. Așa sunt construit. Să înțeleg. Și dacă nu înțeleg anumite lucruri, dragii mei, mă frământ și ziua, mă frământ și noaptea, vreau să înțeleg. Poate dumneavoastră nu sunteți construiți așa. Dar ființa asta căria Dumnezeu i-a vorbit prin Îngerul Gavril, vrea să știe cum se va face. Mintea nu pricepe. Ei, dacă mintea nu pricepe dragii mei, și tulburarea asta lăuntrică, pentru că Dumnezeu cere ceva ce nu pricepe mintea. Ce am să fac? Ce trebuie să fac? Ce a făcut maria? noi? Știi ce a făcut pe la urmă? A crezut. Nu pricep. Dar cred. Nu înțeleg, dar cred. Nu pot să pătrund tot planul lui Dumnezeu, dar accept ce zice Dumnezeu. Accept că Dumnezeu are metodele Lui. Nu încap -mi în mintea mea. Mintea mea e limitată. Oricât aș încerca să-mi duc mintea, să o pun să, să cunoască, să facă exerciții. Mintea mea este limitată, nu-L poate pătrunde pe Dumnezeu. Dar credința zice, Dumnezeule, eu știu că Tu ai metodele Tale care trec dincolo de puterea mea de pătrundere. I-a zis Îngerul Mariei, când a pus întrebarea aceasta, cum se va face? Că eu nu sunt căsătorită. Duhul celui prea înalt te va umbri. Dar asta se poate pricepe. Se poate pricepe asta. Cominte care vrea să fie isteață și care vrea să priceapă, înceapă, începe să disece bine, bine, ce înseamnă Duhul te va pe om. Și ce înseamnă că după ce Duhul te preumbrește, poți să naști un copil, căruia se pui numele așa. Nu, nu. Credința zice, Dumnezeule, accept că tu ai metodele tale. Dincolo de, dincolo de ceea ce mintea mea nu înțelege. Frate și soră, vreau să vă întreb, avem suficientă credință încât să acceptăm că Dumnezeu are metodele lui și că suntem tulburați, că nu știm? Că mintea, mea, mintea noastră nu poate pricepe cum se va întâmpla cu una, cu alta, cum se va rezolva cu asta sau cu cealaltă. Credința să ne liniștească inimile zicând Dumnezeule, le ai metodele tale. Știți că la un moment dat Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia și a zis, du-te, vorbește. Ăsta era un copil. Și copilul ăsta, Ieremia, s-a tulburat și a zis, dar Dumnezeule, nu, nu, știu să vorbesc. Adică să trimită Dumnezeu pe un copil să vorbească la înțelepții lui Israel. La cei care au fost pe la școlile înalte. La cei care ocupau poziție înalte în Israel. Erau preoți, erau învățători ai legii, erau și să meargă copilul să le spună, Dumnezeule, nu pot, sunt un copil. Dar știți, a zis Dumnezeu, Ieremia, știu că ești un copil. Dar am metoda mea, o să pun cuvintele mele în gura ta. Vreau să vă întreb, e asta o metodă a lui Dumnezeu? Pun cuvintele mele în gura ta. Și când Dumnezeu aplică metoda lui, dragii mei, vreau să vă spun ce zice Dumnezeu se face. De aceea a zis Maria: Facă-mi se după cuvintele tale. Știu că tu ai metodele tale, Dumnezeule. Chiar dacă eu nu le pricep, știu, Dumnezeule, că tu ai potențialul tău. Tu poți. Noi nu avem potențial. Dumnezeu are puterea. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsi de putere. Dumneavoastră, credeți lucrul acesta, că dacă zice Dumnezeu ceva se face, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsi de putere. Când Domnul Iisus Hristos era aici pe pământ și era înconjurat de la acelea multe, îl urmau zile la rând, mergeau după Domnul Iisus Hristos, grămadă mare de oameni. Uitau și să mănânce, își terminau merindele pe care le aveau cu ei și la un moment dat s-au dus nici la Domnul și au zis învățătorule, tele drumul să-și caute presatele din jur, că slăiți de, de foame, să obosiți. Și a zis Domnul: Tațile da voi să mănânce. Dar nu avem potențial. Ce am putea lua cu 200 de lei? Să cumpărăm pentru atâția. Noi nu avem resurse. Dar dacă noi nu avem resurse, dragii mei, nu avem potențial, vreau să vă întreb, are Dumnezeu? Este aici un băiețel care are niște pâini, niște pești. Aduceți-l la mine. Și din puținul acela, dragii mei, care nu promitea multe, Domnul Iisus Hristos a săturat mii de oameni și s-au adunat vreo 12 coșuri de fărimituri pentru că la el există potențial. Atunci, dragii mei, când îmi cere ceva ce mintea mea nu poate să priceapă și asta mă tulbură că mintea nu înțelege, trebuie să cred că Dumnezeu are metode, că Dumnezeu are potențial. Slăviți să fie numele Domnului! Un alt lucru, dragii mei, care ne produce tulburare atunci când Dumnezeu vine să ne tulbure existența și cu asta mă apropii să închei, este că ne pune în față o binecuvântare care nu pare binecuvântare. Și repet, ne tulbură Dumnezeu existența atunci când vine și pune în fața noastră sau promite o binecuvântare care nu pare binecuvântare. Dumnezeu din ce a spus Marie prin îngerul acesta vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Vreau să vă întreb, pentru vremea de atunci era binecuvântare să ai un copil. Sau mai mulți. E greu pentru vremea noastră să pricepem asta. Pentru că nu pentru toți copilul este o binecuvântare. Știți că atunci era o mare binecuvântare? Știți că era o mare tulburare pentru cineva? să fie căsătorii de multă vreme să n-aibă copii. De ce crezi, noastră că Zaharia și Elisaveta vreme îndelungată s-au rugat Dumnezeule, dă-ne un copil! Pentru că era binecuvântare! Și dintr-o dată Maria primește vestea asta din cer. Vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu. Adică binecuvântare. Dar pare asta binecuvântare pentru Maria? Frate și De ce credeți dumneavoastră că Iosif a vrut să o lase pe ascuns? Adică, ești logodită, urmează cândva să ai nunta, tu primești din cer mesaj că vei avea o binecuvântare și logodnicul vrea să te lase pe ascuns. E binecuvântare? Sau dacă se află, de către cei care sunt responsabili în națiune. S-ar putea să fie scoasă afară și ucisă cu pietre. E asta binecuvântare? Dar știți că din perspectiva lui Dumnezeu, frați și surori, e binecuvântare, chiar dacă nu pare binecuvântare? Spunea Dumnezeu Iisus Hristos în Matei capitolul 5, ferice de cei ce plâng. Sau o altă traduce, binecuvântați cei ce plâng. Chiar e binecuvântare să plângi, așa când plângi pentru că te bucuri în prezența Lui Dumnezeu. Așa pentru problemele pe care le treci. Chiar e binecuvântare să plângi. Cartea zice, e ferice, e binecuvântat. Ferice va fi de voi când oamenii uh, vă vor ocări, vă vor uh, prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Ați trecut prin situația felosnă? Eu am trecut să spună tot felul de lucrurile și neadevărate. Deci mei, nu pare bine cuvântare. Mă auziți? Când auzi în dreapta lucruri neadevărate, când auzi în stânga, când mai citești pe internet poate lucruri neadevărate, nu pare bine cuvântare. Dar Dumnezeu spune prin cartea aceasta, ești fericit, ești bine, ești binecuvântat când se spun tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine. Nu pare bine cuvântare. Dar tu te tulburi că Dumnezeu îți spune în față binecuvântarea asta care nu pare binecuvântare. Ce te ajută să te liniștești atunci când te pe în situații care dau drumul zvorului lacrimilor? Ce te ajută? Când se vorbește în dreapta și în stânga pene drepte spre tine, se vorbește de rău. Ce te ajută? Știți ce te ajută, frații mei? Tot credința. Credința că ceea ce nu pare binecuvântare e ceea ce Dumnezeu vrea să fie în viața ta. Și Maria, dragii mei, care s-a tulburat prin această veste, prin această experiență, trebuia să accepte că Dumnezeu vrea să treacă pe acolo. Că nu e așa o întâmplare de viață. E ceva în controlul lui Dumnezeu. De aceea a zis Maria într-un final, facă-mi se după cuvintele tale. Dacă tu așa vrei, Dumnezeule. Știți că Domnul Iisus Hristos, care știa foarte bine pentru ce a venit în această lume, cum se derulează viața lui, totuși în momentele acela în care se apropia de, de, clipa finală, a fost cuprins de o tristare ca de moarte. Dar în momentele acelea, dragii mei, ceea ce l-a liniștit, aș putea zice, că într-un final a zis, sculați-vă, haidem să mergem, vine vânzătorul. Ceea ce l-a liniștit a fost asta, Dumnezeule, dacă tu asta vrei, facă-se voia ta, Dumnezeule. Facă-se voia ta. Dumnezeule, dacă tu vrei să, să, se vorbească de rău pentru o vreme de mine, despre mine, de, de, unul sau de altul, Dumnezeule, dacă asta vrei, Dumnezeule, accept să fie asta. Credința că ceea ce nu pare binecuvântare este ce vrea Dumnezeu să fie. Credința că ceea ce nu pare binecuvântare, dragii mei, este plan de la Dumnezeu din cer. Nu că scapă Dumnezeu lucrurile de sub control. Numai, nu, 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 dragii mei, e, e plat de la Dumnezeu. Că dacă Maria a rămas însărcinată și nu părea bine cuvântare, e ca așa autore Dumnezeu, la împlinirea vremii, să vină Hristos în lume. Pentru că de multă vreme se profețise asta. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște, va, va naște un fiu. Și vor pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și a venit vremea să se întâmple asta. E plan de la Dumnezeu din ceruri. Zicea Petru, sau scria Petru, ce folos ar fi dacă ați acceptat să fiți spălmâniți pentru că ați, făcut rău. Dar dacă suferiți pentru că ați făcut binele, deci mei, e ferice de voi, că la asta ați fost chemați. Asta e în planul lui Dumnezeu. Nu este așa întâmplare când suferiți pentru că ați făcut binele, e în planul lui Dumnezeu. La asta ați fost chemați. Dar mai este ceva, dragii mei. Cred nu doar că ce nu pare binecuvântare e așa vreau Dumnezeu să fie, sau e în planul lui Dumnezeu. Ce nu pare binecuvântare acum, cred că într-o zi va aduce roade ale binecuvântării. Noi ne uităm doar la acum și aici, la momentul care pare suferință, care pare plâns, care pare bagiocură, cuvinte de reproș, dragii mei. Ne uităm la acum. Ar trebui să ne uităm dincolo, dragii mei. Știți că Domnul Iisus Hristos s-a bucurat pentru că vedea o sămânță de urmași ceea ce nu părea binecuvântare dragii mei, un învățător care a făcut bine neamului de oameni în vremea în care a trăit de el a vindecat, a înviat, a curățit leproș să stea spânzurat pe cruce nu arăta binecuvântare dar știți că ce nu părea binecuvântare a adus cândva roade ale binecuvântării noi suntem rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos, știți asta? dragii mei Acum avem de suferit. Și suferim pentru puțină vreme. Dar dacă suferim așa după scriptură, pe nedrept, știți că asta va aduce într-o zi roade binecuvântate? Ne vom veseli la arătarea lui în slavă, zice Biblia. Știți lucrul acesta? Frați și surori, s-ar putea într-o zi Dumnezeu să vină să ne tulbure existența. Ne-au tulburat împrejurile, ne-a tulburat pandemia asta. Uitați-vă cât, cât ne-a bulvresat viața. Viața personală, de familie, viața de biserică. Cât e de dată peste cap. Da? Dar când vine Dumnezeu să ne tulbure existența, s-ar putea să vină la noi într-un mod care nu poate trece neobservat. S-ar putea să ne ceară ceva ce mintea nu pricepe. S-ar putea să pună în față o binecuvântare care nu pare binecuvântare. Mă ridic deasupra acestora, dragii mei, prin credință. Prin credință că Dumnezeu mare în atenția Lui. Prin credință că Dumnezeu mare în planurile Lui. Prin credință că ce nu pare binecuvântare, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, în eternitatea Lui Dumnezeu, va aduce roade binecuvântare, binecuvântate. Ne vom veseli cu El în slavă.